este fratele meu Radu. În fiecare zi, Radu se trezește la ora 7. La 7:15 face duș și se spală pe dinți. La 7:20 se îmbracă și își face patul. Ia mic dejun la ora 7:30. El mănâncă cereale cu lapte. La ora 8:15, Radu pornește la școală. Autobuzul școlar sosește în fața școlii la ora 8. Radu coboară din autobuz și intră în școală. El are 4 ore. Comunicare în limba română, comunicare în limba maghiară, matematică și explorarea mediului și educație fizică. El stă la școală până la ora 12. La ora 12:15 ajunge acasă. Ia prânz la ora 12:30. Azi mănâncă supă de roșii. Își face temele de la ora 13 până la ora 14. După terminarea lecțiilor, se grăbește la antrenament, care începe de la ora 15. După masă, e timpul pentru relaxare. La ora 17:30 sosește Alex, prietenul lui Radu. Cei doi băieți se joacă cu mingea în curtea casei. La ora 19, Radu servește cina. Mama a gătit felul favorit al lui Radu, friptură de porc cu mazăre. După aceea, el se uită la televizor. În fiecare seară este redat serialul lui preferat. Merge la culcare la ora 20:30. Azi Radu a avut o zi încărcată. Somn ușor, Radu!